Vreau să vă demonstrez cum se efectuează lucrări de curățire a cuvetelor pe strada centrală. Uitați-vă cât de frumos la noi. Muncesc ei. Ca să vă demonstrez cam așa. Înapoi, vai, dar aici nu văd că este soare. Nu știu, se vede ceva. Se vede. Iată, eu chiar am să mă apropii puțin mai aproape de ei. Trebuia să merg la tractoristul care sapă cu căușul. Să vă zic că chiar sunt mulțumită ceea ce am realizat cu apa. Strada Unirii. Că azi dimineață cineva m-a sunat și îmi spune, știu, Tamara, umpleți nețava. Dați seama, presiunii este. Și inițial se vede că unde era ceva vreo porțiune din metal, o fi plesnit. Și atât, vedeți, sunt și toate însemnele. Și din partea primăriei s-au alocat, posibil se vor aloca și bani pentru aceste lucrări. Iată, vedeți, cam așa. Nu vă place? Dar și dacă e primăria face lucrul ăsta, numai tale. A, nu-i place el, vedeți? Asta care el nu-i, care e tractorul, care unde s-a văzut dumnealui, n-a să fie filmat, dar așa e de acolo care... Vedeți? Într-adevăr, se face lucru frumos și bun. Deci și însemnurile sunt. Dar care e cu problema cu drumul ăsta? Se inunda când ploua, venea apa peste drum sau... Și peste drum și nu... Și erau cuveturile namolite. Și iată, prin decizia Consiliului, s-a hotărât să facem regulă, pentru că și mai frumos, așa? E, frumos nu neapărat. Important e să nu se inunde, nu? Pentru asta se fac canalele, șanțurile astea, rigolele, ca să evacueze apele de ploaie, pluviale. Da, cam cred de atâta. Eu nu... Iată, și ei chiar au oprit. Nu, dar se muncește, se face. E amiază, probabil, e ora prânzul. Nu chiar amiază. Aș vrea să vă arăt și la grădiniță cum e făcut frumos. Poate în centrul satului, dacă se fac un fel, cineva mă acuza că și numai rău vorbești la brega și altceva frumos în sat nu este. Eu acum țin, nu știu ce se vede la dumneavoastră. Și nu e important, cred că așa? Mm-hmm. Spune-mi, te rog, și e important să-ți mai arăt la cameră. Eu cu laude nu vreau, eu vreau probleme. Clar. Uite și mașină noi avem și duce astea material de construcție prin sat. Uite, vezi? Ai văzut? N-am văzut. Probleme, lasă probleme, de să mai facem și de astea bune. Bună ziua. Salut, Ludmila. Mâine la școală? Succes! Eu când eram la școală, 624, țin minte când lucram, erau, dar acum, undeva în jur, la vreo 100 și 90, dacă au rămas într-un sat așa de mare. Păi și cum o să desfășoare școala? Nu e pandemie, nu e risc de răspândire? Am înțeles că cineva vine în coace. Am înțeles că vor fi prima zi obișnuită. De... Obișnuită e cu careu, cu îngrămădiri de oameni. Sincer nu? Să vă zic, doar dacă acum am să întreb cineva, dar situația, chiar nu cunosc. Situația nu e obișnuită. Cum să ne comportăm de parcă ar fi Nu vă pot spune, chiar am să întreb. Dacă cineva. Și podul ăsta cu glod tot nu-mi pare normal. Nu, e cu glod. Dar ce e acolo? Dacă au rămas urme de
picioare de om înseamnă că la prima ploaie praful ăsta o să transforme în glod. Nu vă credeți că e glod, dar e nisip, el se așează. E nisip și nu-i glod, dar e nisip. Și dacă plouă, îl spală. Nu cred eu că aici e cu petriș. Dar se vede deja pe dreapta cum l-a spălat, spre bordură. Nu, pur și simplu aici trebuie să-mi spun încă că e astăzi o așezat plitca asta. O să mai pun încă niște pietre. Poftim. O să pună niște pietre ca să nu vă dați toată lumea în siguranță. Dar mâine cum munceți? Ai, ați văzut răspunsul? Cum răspunsul? E loc public, sunteți cu ochelari și nu vă cunoașteți. Eu vreau să vă întreb, mâine munceți în program obișnuit? Ei, nu, au vrut că ele supărate. Cineva să mai întoarce înapoi? N-am făcut-o cu rea intenție, nu ce-i să faci, așa e la noi. Nu, la noi vă zic că e satul viu, e frumos. Nu sărbați ziua limbii, că azi e sărbătoare națională. Nu suntem în sărbătoare. Dar noi, eu vreau să vă zic, de mâine începe culesul, avem sorturile dulci, Bianca, care deja... Și de ce nu începeți de luni? De ce începeți de pe întâi? Posibil când sunt strugurii copți. Adică azi nu-s copți, mâine o să fie copți. Nu, dar de ce? De unde eu știu care sunt condițiile cumpărătorului și vânzătorului, eu știu. Și e bun așa trecerea de pietoni să duc pe iarbă. Ce? Trecerea de pietoni vine din glod în glod. Unde e aici? Și acolo și aici. N-auzi cum merge copilul celălalt. Așa trebuie să meargă în remorca mașinii. Copil. Dar ce era? Om în remorca mașinii. Așa trebuie să meargă cu picioarele slobozite în jos. Ei, numai cât acum au trecut. Dar ilegal, el poate să moară. Ia că el a cotit acolo și a intrat pe teritoriul magazinului. Total și... ilegal, asta trebuia să observați. Nu-mi blați cu fofărlica, că e frumos. Ce-i frumos? Mizeria asta e frumos? Că acela merge în mașină cu picioarele slobozite în jos. Ce asta e frumos? E total ilegal. Halal activistă. Ce să-i fac? Ai staie și e de acolo. N-am staie, tocmai pe asta așa să accentuez. Trece ilegalitatea prin fața dumneavoastră și nu o observați. N-am luat seama. Iată, vă spuneam despre drumul la grădiniță, cum e pavat. Și vă zic, este pavat chiar și cu suportul domnului Petru Mihov. Și avem și locuri de joacă. Dar cine e Petru Mihov? Este director SRL, bine pus pe picioare, dezvoltat. Antreprenor, că mai clar să vă zic, iată cam așa, de-astea avem noi locuri de joacă pentru copii amenajate. Aici la mine, noi, în București, în sectorul 5-6, sunt închise locurile de joacă, să nu transmită de la copil la copil COVID, dar acolo văd că nici nu-s copii. Nu sunt gardi atât care împrejmuie, dar nu-i la lăcate, nu-i... Și mai avem lângă Casa de Cultură încă un, deci așa, loc de joacă pentru copii. Și în satul vecin, adică peste Părău tot așa, și în Spicoasa la fel sunt. Punctul medical, iată, se vede, este clădirea, o vedeți? Dar grădinița parcă e mai mare decât gimnaziu. Nu, grădinița e pe drumul dat mai în deal. Grădinița sus. Nici nu se vede. Păi aici pe dreapta ce-i clădirea asta cu etaj? Aceasta? Mm. Punctul medical. Balșoi. Poftim? Da. E punctul medical. Și teren de joacă la punctul medical. Adică vin copiii țip. Vin copiii țipă să joacă fix acolo unde oamenii suferă. Dar cât e punctul medical, doar... Nu e... Nu stă nimeni internat acolo, vine doar cu măseaua aflată la stomatolog sau nici n-aveți stomatolog în sat. Nu avem. Avem spațiu, însă stomatolog nu este. Bună ziua. Uite punctul medical. Îl vezi? Da, ai mai relatat odată de
din fața punctului medical. Sunt și două bănci, nu? Da. De ziua limbii, vezi? Deci e sărbătoare dacă nu e nimeni la spital. Nu a fost cineva la proceduri. Da, da, dacă nu e nimeni. Uite ce braț frumos avem. Eu i-am sedit în 81 când eram secretar. Bravo. Da. Țin minte când eu a adus Nucă Ivan Petrovici cu... chiar în coșuri, cu tot cu pământ. Vezi cât e de frumos. Deci primărie chiar alături de punctul medical. Da. N-aveți rampă de acces, dacă vine cineva ia cu cearle obosite tot... sau cu scaun rulant, nu poate urca la primărie. Ia cât totul acum este plănuit, dacă nu greșesc, primarul pare mi se prind până în iarnă, am înțeles că o să... Ele sunt plănuite, dar vă dați seama, anul ăsta și cu criza asta pandemică și noi știm că ele sunt, este sumă, încă și acoperișul era vorba să-l să fie schimbat și chiar dacă ați văzut sala și care e în curs de reparație. Aici eu sar cu argumente că banii sunt alocați, dar știți care e situația. Vedem că și asfaltul din fața primării ciuruit. Nu, dar păi știți că dacă primarul alocă bani pentru altceva, poate trebuia și aici, dar nu cred că ne-a lui receptiv el. Nu, Consiliul alocă bani și primarul îi cheltuie. Păi noi vă spunem că sunt tot, adică este pus la, adică în balanța de cheltuieli, în contul de cheltuieli, reparațiile, sunt, nu sunt începute. Și o să faci met atunci când o să faci mai frumos și atunci o să vă relatăm. Așteaptă sfârșit de mandat ca să arăte că au făcut ceva. Ei, dar cum nu? Hai, nu mai zi așa, Neta. Și atâta acolo avem tot o clădire, cândva era cantoria sau... Administrația colhozului sau a sovhozului. Administrația sovhozului, așa era, da. Și acum a rămas doar oficiul de poștă în interiorul acestei clădiri și biblioteca sătească. Dar e crăpată și ies. Mai trebuie de făcut reparații. Și mai departe avem Casa de Cultură. Știu să merg chiar până acolo să vă demonstrez. Închipui și Casa de Cultură în Cihală. Aca nață-o bună. Nu e așa că trebuie comasate toate primăriile astea și să nu aveți administrație în fiecare sătuc de 13 oameni? Posibil. Păi, aveți un buget de 3 lei și îl cărchiți din petic în cârpă? Și normal că nu va ajunge de nimic. Numai salariile angajaților primăriei cât costă. Nu sunt așa de mulți. Da, câți angajați are primăriei? 10. Păi ca vă zic. Nu. Primarul contabil și ajutorul contabilului. Și directorul casei de cultură. Adică inclusiv și ei, și da. Și inginerul cadastral și cel cu tineret și cu sport și nu-i numai primarul și cu paznicul. Da. Și secretarul. Sunt o grămadă de angajați. Și toată lumea asta vrea salariu. Dar de făcut nu poate că n-are bani. N-are alți bani decât salariu. Pentru ce să întreținem așa administrație? Da, eu vă spuneam mai înainte, avem un sătuc și aproape Lupățica, chiar acolo puțin, dar școală, grădiniță, pretinți. Bine, dar acela n-are primărie, acela face parte din comuna Burlac. Are primărie. Vă spuneam și de ce se indignă. Este indignat primarul și acta și biserica sfântă. Construit acum. Aici sunt banii dumneavoastră. Ia uite ce gard. Cupola e aurită. Dar cum? Vse, gata, am înțeles care sunt prioritățile. Orice sat înglodat. Cupola aurită, merțan sau BMW la popă și gard noastră... bengos. Toaletă pompariu că n-are la biserică. Toaletă n-are pentru oameni. N-are. Da, cui trebuie?
Gard să fie și cu poliaurete. Și gardul a Da, făcut lasă-i un... să pișe pe ei. Să pișe sub gard undeva. Gardul a făcut un sătean de-al A, nostru. păi da, sigur că da. Săteanu nu putea să investească în ceva mai cu cap. A făcut gard la hardugheia asta cu cupole aurite. Bravo! Atâta putem, atâta vomităm. Vedeți că e frumos. Minunat. Încântător. Și ne mirăm de ce o ducem altfel decât lumea civilizată. Pentru că așa ne-i capul. Și aici este un alt drum care duce spre drumul la moarte. Și când trece o mașină, face nori de praf. Este oprirea centrală. Ați trec eu pe drum ca să vă Da. demonstrez. Șanțul ăsta nu și-a rupt gâtul nimeni încă în groapa asta. Cred că nu, pentru că el acum a fost curățat. Da, dar trebuie pus o Încă. bordură ceva, că noaptea pun pariu că n-aveți Încă. lumină aici și omul poate să Nu o ia e. pe de-a dreptul și să Este intre în șanț. lumină. Este lumină. Lumină este stradală. Aici încă vedeți că sunt în curs de... Și la ce oră se aprinde lumina pe stradă? Ce spuneți? La ce oră? Ce ați întrebat? Ce e la ce oră? Se aprinde lumina pe stradă. Cum se lasă amurgul? Adică pe la 10. Când îți scoți ochii. Nu. Adică este, nu, 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 prea târziu. În dependență de micșorarea zilei. Cine Este stabilește? așa primarul, din cât spunea, că are timer, arătați-vă și brazi frumoși. Iată și casa de cultură, vă spuneam. Să fac numai adunări electorale acolo și atât. Ce spuneți? Adunări electorale se fac la Casa de Cultură și atât. Sau Se mai în fac starea și alt. variată și nici nu intră nimeni acolo. Ce a variat? Nu? Ce a variat? Casa. Da, mai are, dar s-au făcut reparații la etajul 2. Iată vă spuneam, acel joc de loc de joacă pentru copii. După cum vedeți, copiii nu sunt, de ce spuneți că e doar seara, așa se mai adună și nu cu mulți. Eu cel puțin am mai văzut. Și atât chiar e scris pe aici în față, Burlacu 1752, raionul Cahul. Se vede ceva sau nu? Nu, nu se vede, e prea departe. A? Nu! Cum, nu vedeți pe pavaj? Nu, nu văd. Doar Cahul a început să vadă. A? Am înțeles, se vede acum, da. E ca stați, ai cuși mă urc în goleac. Se vede mai clar? Da, acum se vede. Eh, ce nou de mine? Mulțumesc pentru excursie. Câteodată când mai eram în centru, surprindeam care vă așa adică, secvențe. Cred că și această secvență îi va surprinde. Excursie prin sat de ziua limbii, satul Burlacu Raionul Cahul. Vă referiți la cei plecați din sat? Da, 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 sunt foarte mulți plecați, foarte mulți plecați. Așa mesteci în groș aveți acolo sau splopi? Ce s-a Da, plopi. Alb, plopi ăștia. Cu coajă albă. Da, da. Păi plopi, sădiți de fratele meu. Țin minte când le sădeau. Eu țin minte că am sădit în 81 brazii de la brazii, iată cât de frumos. Iată ați zis de frumos și conuri frumoase. Vin veveriță la brazi ăștia. Eu veveriță?
vrea. Da, un fel de... Iată și mă, rutiera au trecut. Noi zicem rutier la microbuzele cele mici, ăsta e autobuz în toată lege. Apoi iată cei care rutiera. Care nu au venit alaltă ieri la Cahul, da? A, cei care nu au venit, da. Or să vină, cred că noi modificările o să le facem. Chiar și asară îmi spuneau cetățenii că, evident, trebuie să modificările. Ia uite și praf pe drumul ăsta, cât gunoi pe... Ce faci? Trotuarul e distrus, pământul, solul a ajuns pe asfalt, când merge o mașină se face nori de praf. Uite bre, uite aici ea, numai o lecuță că și-ați curăță, nu? Când? A, să curăță zilele astea, să punem și-ați curăță la, și la te Crăciun. Faci tu de acum. La Crăciun, ha? Dacă a crescut și iarbă, vă dați seama de când e noroiul ăsta pe asfalt? Brega, ești la România? Se dighine acolo. Dar să facem, dar și ce vrei? Este mizerie. A? Este și aici porcărie. Păi este. A să facem. Joi. Asta încă se uite. Aia este porțiuni de drum care nu, adică sunt în subordinea primăriei, că nu e nici o clădire, nică. Înainte era, dacă cam pe aici era fosta clădire veche a Sovietului. Dacă pe unde sunt sădiți copașii ăștia, tot noi copiii am sădit. Cam pe aici era clădirea aceea veche a primăriei. Și aici era cantorii aceea veche. Vezi? Și eu, e proprietatea cuiva. Dacă ați vândut-o? N-am vândut-o eu. E proprietatea cuiva și neacta nu știu să o împartă și acta au rămas sau cum se cacă în trânză toți. Dacă da, asta pe aici, ea, uite, aici ai mai ninunat, eu am să închid camera, că tu acușa să filmez. Și uite, de câte ori eu strâng pe aici. Ia uite, ia și fac. Toți chilioșnici, cumpăr de la magazin și e ea și e ieșa. Chiar mizerie. Și eu de una z-am strâns de aici. Și aici e monument. Va. Da, cum e ea și e ieșa. Dar n-am înțeles, ori nu că-i mâncat harbuza ieșa. Da, e și-o făcut, de unde? Și ne-au aruncat sticlă raile este aici. E ia, oameni cât... gospodari. Ia, uite și corși de răsărită și de multe ori eu le-o... De la magazin le-o adus aici, eu cu așa s-o sun pe dolină așa să întreb. Strașnic, dar nu era așa ceva aici. Eu acușa să o sun pe dolină, așa să întreb. De fapt, eu de cât n-am trecut pe aici. Ia te uite. E frumos și sănătos. Da. Și uite monumentul. Da, eu acușa să sun pe dânsa. Ați vede eu și scandalele fac, scandalele fac. Uite, și e frumos casa de cultură acolo. Asta era sala sportivă cândva. Sală mare. E o aripă a casei de cultură, tu vezi? Mhm. Când s-a construit casa asta de cultură, cineva și-a făcut casă. Personală, e iași pe aici, dar nu era așa ceva. Ați un moment. Într-un hal fără de hal, aveți alte monumente în sat? Nu, nu mai stă. Așa, avem un, o placă, cum să-i spun? Comemorativă? Da, nu comemorativă sau a nemților, adică comunitatea nemțească care au fondat satul nostru, că e fondat satul nostru un fel de din nemți, din un Alexandorf. Și ce scrie acolo? Ei, am trecut de acum. Nu, dar ce scrie? Poate vă amintiți. Nu țin minte, am uitat. Nu țin minte. Și să mă... Nu țin minte și scris. Nu știu. Dar cum? Nici ideea nu știți. Degeaba v-ați uitat la ea atâți ani. Înseamnă că degeaba au pus oamenii ce ea placă. Dacă ați văzut-o de atâți ani inscripția și nu vă aduceți aminte ideea.
că aici au fost nemți, că aici au fost deportați nemți, că aici au construit Nu. nemți, adică vreo Că idee. ei au construit satul, din câte Am eu înțeles, e mi-amintesc. clar, bun. Ca fondatorii, doar și-am spus, Am înțeles. fondatorii, comunitatea nemților Deci o placă are și informativă, da, pentru da. amintirea lor. Da, alte monumente nu mai avem în sat.